Salutare, sunt Mihaela Chirac de la eBlog Auto, iar astăzi am alături de mine pe Cristiana Oprea, singura femeie pilot de raliuri din România, care a participat la campionatul mondial. Și aș vrea să punem câteva întrebări. Vreau să începem cu ce presupune munca unui pilot. Multă lume nu știe, sau a constat povestind despre ce fac eu în raliuri, că multă lume nu știe că în raliuri nu avem premii. Și după cum poate totuși știți, este un sport foarte costisitor. Din păcate e un sport complex, tocmai pentru că mașinile cu care noi concurăm sunt pregătite special să meargă la limită și avem și măsuri de siguranță foarte complexe. Așa că munca unui pilot nu este doar aceea a unui sportiv profesionist, nu avem doar partea asta de pregătire fizică, mentală, antrenamente pe simulator, petrecem timp și văzând videouri de la alte raliuri. Avem și o componentă foarte importantă de logistică și management, ca să zic așa, al parteneriatelor. Eu concurez la raliuri mulțumită unor companii care au ales să susțină povestea mea în motorsport, așa că mă ocup singură și de partea asta de campanii online, de media, interviuri. Ești managerul tău. Sunt propriul meu impresar, exact, și mă bucur întotdeauna să învăț laturi noi ale diverselor meserii. Eu, de exemplu, m-am îndrăgostit și de radio, mergând în studio la partenerii mei media. Îmi place și să scriu despre ce fac, postez foarte mult și online pe social media. Am văzut că ești foarte activă. Da, sunt. Deci faci și marketing și PR, ești all in one. Exact, pentru că am terminat arhitectură, fac și grafică, adică orice afiș prin care anunț că urmează o nouă săptămână a cursei, Race Week, e de multe ori desenat și făcut de mine pe calculator. Nu e neapărat ideal, adică pe viitor îmi doresc să pot să deleg lucrurile astea, în special partea de social media în timpul curselor. Însă, asta voiam să zic, da. Că e greu să le faci pe toate și da, să fii și activ acolo. Exact. Este cea mai importantă este pregătirea fizică, mentală și orele pe simulator. Deci, pe măsură ce îmi voi permite, voi delega o parte din taskurile de care am vorbit și mă voi concentra 100% pe partea asta de antrenamente. Crezi că e mai greu pentru o femeie să se afirme în acest domeniu față de un bărbat? Da, cu siguranță sunt provocări în plus. Ca în orice domeniu cu mare disparitate de gen, în teorie, în motorsport, bărbații și femeile concurează de la egal la egal. În practică, suntem încă foarte puține. Există o reprezentare slabă a femeilor, în special în rândul piloților. Și asta vine și cu presiune din partea media, pentru că suntem privite ca excepții și cu presiunea de a performa, cu diverse așteptări poate nerealiste. Sunt și diferențe. Bineînțeles, când punem casca pe cap, plecăm de la premise egale. Clasamentele se fac în funcție de mașină, în primul și în primul rând. Rare ori avem clasamente de fete, strict așa ca unealtă de promovare, dacă vrei, a conceptului Women in Motorsport. Însă, uite, compensez de exemplu la sală, poate partea de forță fizică, în special a brațelor și a spatelui, pentru că genetic nu suntem construiți la fel. Da. Și asta e ok, știi? Nu înseamnă că e un dezavantaj în mașina de curse, înseamnă că trebuie să ai o echipă care e conștientă de treaba asta, cum eu lucrez cu o antrenoare personală, care a înțeles că trebuie să schimb roți, care uneori cântăresc 20 de kg și trebuie să pot să fac chestia asta cel puțin la fel de repede ca un coleg bărbat. Și asta e diferența. Și ei ce fac? O compensez. Ce fac? Și ei se pregătesc la sală. Ei ce fac în plus? Păi, uite, cred că asta am primit-o, informația, ca să nu-i spun altfel, am primit-o de la colegii băieți care uneori sunt un pic invidioși că apar mai des la TV sau în presă decât ei, tocmai pentru că sunt o excepție. E bine, e rău. Ce e mai rar e mereu scos în față. Exact, deci asta poate că ar fi un avantaj al nostru, al fetelor. Eu o fac pentru că îmi place foarte mult să povestesc despre raliuri și despre pasiunea și viața mea din ultimii ani și vreau să încurajez și alte fete să intre în sportul ăsta. Apropo de asta, că asta era următoarea întrebare, cum, nu știu, poate că sunt multe fete care ar vrea să pornească pe drumul ăsta, dar se simt, nu știu, le e teamă să facă asta sau nu au încredere în ele că vor putea face asta. Ce le zice? Tu cum erai acum câțiva ani? Eu, când am descoperit motorsportul, l-am descoperit foarte
târziu și o poveste atipică, pentru că eu nu am făcut karting când eram mică, nu am avut pe nimeni în familie care să fie implicat în vreun fel în motorsport. Am descoperit sportul ăsta ca invitat întâmplător la o etapă de viteză în coastă și l-am descoperit târziu, la 21 de ani. Deci orice e posibil. Dacă eu am reușit să fac switch-ul ăsta, deși am absolvit și arhitectură și urbanism și am trecut la motorsport, cred că oricine îl poate face. Și nu pentru că este ușor neapărat, nu e ușor. Ca orice domeniu exotic, dacă vrei, și ca sport de performanță, este greu oricum, by default. Însă eu le-aș încuraja pe fete să aibă răbdare, să persevereze, să accepte că, cel puțin asta e ce am învățat eu, că primul pas e cel mai ușor, pentru că în cel mai rău caz te întorci de unde ai plecat. Dar va fi greu pe măsură ce o să-ți dai seama că e un sport dificil, în care și eșecurile, accidentele fac parte din progres, acolo înveți cele mai multe lucruri, dar este în același timp și un sport foarte scump. Trebuie să înveți că nu poți să sari pași, chiar dacă ți-ai dori. Și na, e un sport care te dezvoltă pe foarte multe, multe laturi, pe foarte multe direcții. E un sport frumos, dar trebuie să ai răbdare și convingerea că ești pe drumul cel bun. Și uneori îți poți pierde încrederea în tine și cred că asta e provocarea. Să nu uiți de ce ești aici și să-ți aduci aminte să te și bucuri de ce faci. Trebuie să-ți placă cu adevărat și să te bucuri cu adevărat, în special atunci când e greu. Tu te bucuri, am văzut că ești în fiecare zi. Mă bucur, da. Și faci asocieri și... Sunt mulți care nu înțeleg că mă bucur și când am un rezultat prost la raliu, pentru că mă bucur că pot să fac acolo. Asta, mă bucur că pot să învăț din orice. Nu sunt fericită cu rezultatul, dar sunt fericită cu parcursul meu. Mi l-am asumat exact cât pot eu, cu resursele pe care le am la dispoziție în momentul ăla. Sunt mulțumită când pot să fac un pas, oricât ar fi el de mic înainte. Asta e atitudine. Da, și un eșec nu e un pas înapoi. În sport, niciodată nu e un pas înapoi. Și ce planuri ai pentru viitorul apropiat? Marele meu obiectiv, de care vorbesc de mult și am așa convingerea că se va întâmpla, este să concurez un sezon complet în campionatul european de raliuri. Și abia aștept. Îmi doresc să fac asta în 2024. Am început deja munca pentru proiectul ăsta, pentru că e un proiect costisitor. Sunt norocoasă să fi făcut deja pasul către competițiile internaționale încă de anul trecut, de când concurez în sezon hibrid. După cum știi deja, am mers și cu o mașină electrică de raliu, un Opel Electric Rally Cup. E singurul pe care am și văzut-o. Știți cum sună? Parcă e un aspirator, așa. White noise. Da, e un white noise, exact. Da, e o provocare și o experiență interesantă și asta, să pilotez o mașină electrică de raliu. Am făcut anul ăsta și două etape în european cu modelul nou de mașină, cu care am un plan să concurez și anul viitor. Încă nu trecem la mașină de tracțiune integrală. Urmează. Urmează și aia. Sunt sigură. Și noi. Ăsta este marele plan. Și să progresez cât mai mult, să nu mai compromit partea de antrenamente. Asta, la asta visez și către asta ating și pentru asta muncesc, să am un sezon în care să mă concentrez mult, mult mai mult pe latura sportivă. Ținem pumnii. Și data viitoare să ne povestești despre rezultate. Da, da, da. Îmi doresc să ajung acolo. Știi cum? Eu nu mi-am pierdut speranța. Asta e esența. Mulțumim! La revedere!